Începând de luni 20 ianuarie, Primăria Municipiului Pașcani va demara distribuirea pachetelor cu ajutoare de la Uniunea Europeană destinate persoanelor defavorizate din localitate. Este vorba despre un număr de 1051 de pachete care conțin produse de igienă. Persoanele care vor primi aceste pachete sunt beneficiarii de venit minim garantat și beneficiarii de alocație pentru susținerea familiei. Nu beneficiază șomerii, pensionarii și persoanele cu handicap. Primăria Municipiului Pașcani începe distribuirea ajutoarelor, mai exact produse de igienă. Astfel, administrația locală face cunoscut că începând cu data de 20 ianuarie, adică de luni, va demara distribuirea ajutoarelor sub formă de produse de igienă din cadrul programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate. În municipiul Pașcani au fost trimise 1051 de pachete, iar conținutul unui pachet constă în periuțe de dinți, pastă de dinți, săpun lichid, șampon pentru copii și șampon pentru adulți, detergent, pudră pentru rufe colorate și detergent pentru rufe albe. Persoanele care vor primi aceste pachete sunt cele beneficiare de venit minim garantat, dar și cele de alocație pentru susținerea familiei. Față de alte dăți, nu beneficiază șomerii, pensionarii și persoanele cu handicap. În cel mai scurt timp, administrația locală va anunța pe site-ul Primăriei Pașcani, dar și pe pagina de Facebook, locația de unde va fi ridicat pachetul de către cetățeni. Această acțiune face parte din programul operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate și este finanțat în perioada 2014-2020 din Fondul European de Ajutor pentru cele mai defavorizate persoane, care contribuie la îndeplinirea obiectivului Uniunii Europene de a combate sărăcia prin furnizarea gratuită de alimente, produse de igienă și asistență materială celor mai defavorizate persoane. O femeie în vârstă de 62 de ani din comuna Miroslovești a fost sancționată contravențional cu amendă conform ordonanței de urgență numărul 34 din 2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național Unic pentru Apeluri de Urgență. Sancțiunea a venit ca urmare a apelului femeii în mod abuziv către numărul unic de urgență 112. În acest weekend, polițiștii din cadrul secției numărul 6 Poliției Rurale Pașcani au obținut operații de competență pentru asigurarea unui climat corespunzător de siguranță publică și prevenirea accidentelor rutiere. În cadrul acțiunii au fost controlate 20 de vehicule și 5 apelaje HIPO și de asemenea au fost legitimate 54 de persoane. Totodată, în urma neregulilor constatate de către polițiști, au fost aplicate 13 sancțiuni contravenționale în valoare de aproximativ 4.000 de lei. De exemplu, o femeie de 62 de ani din comuna Miroslovești a fost sancționată contravențional cu amendă, deoarece a apelat abuziv numărul unic de urgență 112. Apelarea abuzivă reprezintă apelarea repetată cu rea intenție a numărului unic de urgență 112, fără ca apelantul să justifice o stare care necesită acțiunea agențiilor specializate de intervenție sau apelarea numărului 112 pentru a aduce injurii operatorilor. Autoritățile oferă și exemple de cazuri când este necesar apelul la numărul unic de urgență 112, cum ar fi accidente cu victime, incendii, persoane inconștiente în locuri publice, conflicte și agresiuni fizice, tâlhării, furturi, folosirea armamentului sau persoane dispărute. Nu se apelează numărul unic de urgență în caz de accident rutier fără victime. Pentru aflarea informațiilor despre dată, oră, trafic, în caz de inundație în apartament sau în subsolul blocului, pentru pierderea sau găsirea de obiecte personale sau pentru aflarea de informații despre programul instituțiilor publice. Este indicat să sunăm la apelul unic de urgență 112 doar în caz de amenințare reală, bruscă, la viață, la sănătate, la siguranță, și atunci când serviciile de urgență și asistență rapidă sunt necesare. Ca să dăm câteva exemple, putem să vă aducem în discuție atunci când vedem un incendiu, este neapărat nevoie să sunăm la 112. De asemenea, când suntem martori unui accident rutier în care sunt rănite sau încarcerate persoane. Dacă observăm persoane inconștiente pe stradă sau dacă sunt persoane surprinse în mediul ostil vieții, ar fi o multitudine de alte situații în care trebuie să sunăm la 112, dar esențial este de reținut că apelăm acest număr numai atunci când viața și bunurile ne sunt puse în pericol. Precizăm că apelarea abuzivă a numărului unic pentru apeluri de urgență 112 se sancționează cu amendă de la 500 de lei la 1000 de lei. De asemenea, alertarea falsă a agențiilor specializate de intervenție este sancționată cu amendă de la 1500 de lei la 5000 de lei. Sancțiunile au fost stabilite pentru a reduce numărul alertelor false. Ce urgență aveți? Romul sau femeie, dureri în pic, greutate în respirație, grăbiți-vă!
exagerat. Nu mă doare inima, sunt doar puțin răcită. Dar m-am gândit că așa ajungeți mai repede. Sper că nu e nicio problemă. Apelurile abuzive la 112 pot ucide. Urgența este pentru urgențe. Legea ce prevede dublarea alocației de stat pentru copii a fost promulgată marți de președinte. Conform documentului, suma lunară ajunge la 300 de lei, respectiv 600 de lei pentru copiii cu handicap. Guvernul va adopta însă săptămâna aceasta o ordonanță de urgență pentru amânarea până la 1 iulie 2020 a plății alocațiilor dublate pentru copii. Anunțul a fost făcut de vicepremierul Raluca Țurcan în cursul zilei de marți. La rândul său, ministrul Muncii Violeta Alexandru a declarat marți că creșterea alocațiilor pentru copii nu se poate face peste noapte, deoarece nu sunt fonduri prevăzute în buget, astfel că cel mai probabil măsura va putea fi implementată după rectificarea bugetară din luna iulie 2020. Noi suntem oameni responsabili. Am punctat acest aspect al responsabilității și cu privire la creșterea cu 40% a pensiilor. Sigur că îți dorești, dar o faci rațional, o faci în baza unor elemente care țin inclusiv de creșterea economică și de posibilitatea în resurse efective de a o acoperi. Așa și aici nu se pune problema să nu dorim, dar trebuie făcută atunci când se poate și cum se poate și, în ceea ce ne privește, dorim să se întâmple, dar cel mai probabil se va putea opera la momentul rectificării bugetare din iulie. A spus Violeta Alexandru la Adevărul Live după promulgare. Menționăm că premierul Ludovic Orban anunțase încă de vinerea trecută că guvernul probabil va proroga după promulgare termenul de intrare în vigoare a legii privind dublarea alocațiilor până când vor fi găsite resurse financiare. La propunerea PSD, Camera Deputaților a adoptat pe 18 decembrie decizional proiectul de lege ce prevede dublarea alocației pentru copiii între 2 și 18 ani, sumă care ajunge la 300 de lei, respectiv 600 de lei pentru copii cu handicap. Primăria Pașcani a lansat o nouă campanie pentru cetățenii municipiului. Subtitlul Fii informat, comunicatorii administrației locale și-au propus ca în fiecare zi să publice pe pagina de Facebook a instituției informații importante care să vină în ajutorul contribuabililor. Dacă la începutul săptămânii administrația locală a prezentat condițiile privind încheierea noilor contracte de închiriere pentru garaje, astăzi am aflat despre ce trebuie să facă agenții economici și ce acte să prezinte pentru eliberarea acordului teritorial de funcționare. De la începutul acestui an, Primăria Municipiului Pașcani, prin biroul de presă, a lansat o campanie pentru cetățenii Municipiului Pașcani, mai exact sub numele de Fii informat. Astfel, în fiecare zi vor fi postate pe pagina de Facebook Primăria Pașcani informații utile pentru cetățeni. Astăzi vorbim despre cei care vor eliberarea acordului de funcționare teritorial pentru punctul de lucru. Astfel, pe lângă cererea trebuie luată de la ghișeul unic din cadrul primăriei Pașcani. Cei în cauză trebuie să mai prezinte certificatul de înregistrare, certificatul constatator eliberat de Registrul Comerțului privind deschiderea punctului de lucru, acolo unde este cazul, documentul doveditor al spațiului folosit în activitatea comercială, respectiv contracte de închiriere, contracte de vânzare-cumpărare, autorizație de construcție, certificat de urbanism pentru spațiile unde a fost necesară eliberarea unor astfel de documente, dovada achitării taxelor stabilite prin hotărâri ale Consiliului Local Pașcani, certificat fiscal eliberat de Serviciul de Finanțe Publice din cadrul Primăriei Municipiului Pașcani, dar și orice altfel de document care poate să ateste efectuarea unei activități de comerț în conformitate cu prevederile legale. Mai aducem la cunoștință cetățenilor că pentru agenții economici care desfășoară activitate de comerț în cele două piețe agroalimentare este necesar a se prezenta adeverință eliberată de administratorul celor două piețe pentru chioșcuri, tarabe ocupate pe platou, cât și casetele ocupate în hala agroalimentară. De asemenea, orarele de funcționare vor fi aprobate cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață actualizat până la data de 31 august 2007 și HCL 66/2001. Menționăm că nu toate societățile comerciale au nevoie de acordul Primăriei Pașcani pentru a putea funcționa, ci doar o parte din ele, în funcție de obiectul de activitate. Lista cu codurile CAIEN care sunt acceptate poate fi găsită pe site-ul instituției.
Două doamne au intrat în cursa internă pentru desemnarea candidatului USR la funcția de primar al municipiului Pașcani. Înscrierile au început în luna noiembrie 2019 și s-au finalizat de curând. Și-au depus candidaturile Laura Pașcu, funcționar public în cadrul compartimentului de achiziții de la primăria Pașcani, și Mioara Petrescu. La sfârșitul acestei săptămâni vor fi analizate cele două propuneri și va fi anunțat rezultatul în cadrul adunării generale, a anunțat Iulian Rotaru, vicepreședinte al USR Pașcani. Pentru Consiliul Local Pașcani continuă înscrierile. De asemenea, USR Iași și-a desemnat candidații pentru Consiliul Județean Iași tot în urma unei competiții interne. Pe listă se află și un pășcănean, tânărul Iulian Bucșă, aflat pe locul 6. Încă un candidat pentru primăria municipiului Pașcani. Cristian Rățoi, președintele organizației locale a Partidului Pro-România, a precizat că va intra în cursa electorală pentru funcția de primar la alegerile locale din luna mai. Anunțul a fost făcut în cadrul emisiunii Pulsul Zilei. De asemenea, formațiunea politică va avea o listă de candidați pentru legislativul local. Deocamdată nu au fost stabiliți candidații și nici ordinea lor. Am să mă consult și cu colegii de la Iași, am să mă consult în primul rând cu membrii organizației, că așa este normal. Voi vedea și ce consilieri am în jurul meu. În orice caz, îmi doresc persoane care să fie tinere, care să aibă dorință de a munci, de a spune, de a avea proiecte. Deci persoane care să aducă o plus valoare municipiului. Rățoi a explicat că în campania pentru alegerile locale, organizația locală Pro-România nu va face alianțe cu celelalte formațiuni politice, ci doar în cadrul viitorului legislativ local pentru susținerea unor proiecte de interes public. El a subliniat că este dezamăgit atât de PSD cât și de PNL, pe motiv că nu au făcut ceea ce au promis. Vă spun că nu sunt mulțumit nici de stânga, nici de dreapta. Dacă dumneavoastră puteți să-mi spuneți stânga sau dreapta ce a realizat major pentru oraș, atunci eu nu mai spun nimic. Dar eu vă spun drept că nu-mi place nici cum se comportă PSD-ul, nici cum se comportă PNL-ul. Asta să fie clar. PMP-ul nici atât. Eu de asta spun și militez pentru o colaborare a partidelor la nivel municipal. Cristian Rățoi este fiul fostului primar PSD Neculai Rățoi, cel care s-a aflat la conducerea Pașcaniului în perioada 1982-2008. Începând din luna ianuarie anul curent, este demarată campania de vaccinare gratuită împotriva virusului HPV, după ce primele 20.000 de doze de vaccin au fost distribuite la nivelul direcțiilor de sănătate publică. Fetele cu vârsta cuprinsă între 11 și 14 ani urmează să fie vaccinate gratuit în cabinetele medicilor de familie, aici încadrându-se tinerele pentru care părinții au solicitat vaccinarea în anii 2017 și 2018, dar și cele care au trecut de această vârstă, doar dacă a fost făcută o solicitare în acest sens în anii mai sus menționați. Ministerul Sănătății începe din această lună campania de vaccinare anti-HPV, o campanie inclusă în Programul Național de Vaccinare. Mai exact, fetele cu vârste între 11 și 14 ani se pot vaccina gratuit la cabinetele medicilor de familie pe baza solicitărilor părinților făcute pentru perioada 2017-2018. Astfel, pe baza acestor solicitări, Ministerul Sănătății a repartizat județul Iași 303 doze de vaccin anti-HPV. Virusul papiloma uman, prescurtat HPV, se transmite cel mai adesea pe cale sexuală. Acesta reprezintă principala cauză a apariției cancerului de col uterin și a displaziei de grad înalt, o leziune precanceroasă care afectează un număr din ce în ce mai mare de femei. În fiecare an, în jur de 3.300 de cazuri noi sunt diagnosticate și tot în fiecare an, aproximativ 2.000 de femei din România mor din cauza cancerului de col uterin, afecțiune care ar putea fi prevenită prin administrarea vaccinului HPV. Cele mai afectate
afectate de această boală fiind femeile cu vârste cuprinse între 15 și 44 de ani. Conform precizărilor făcute de Ministerul Sănătății în luna decembrie anului trecut, numărul dozelor de vaccin va putea fi suplimentat până la 2,1 milioane de doze în funcție de cereri și de cum se va derula campania, existând un acord cadru încheiat între minister și furnizor pentru o perioadă de 4 ani. La peste 100 de trenuri interregio din noul mers al trenurilor pe anul 2020 se aplică tarife mai mici prin reduceri procentuale sau prin admiterea la călătoria pe anumite porțiuni a abonamentelor la tarif de tren regio, informează CFR Călători. Pe site-ul CFR Călători, toate trenurile la care se aplică reduceri procentuale sunt marcate cu simbolul la sută, precizează sursa. Frânare de urgență, avertizare la depășirea vitezei legale sau detector de somnolență. Sunt doar câteva dintre dotările pe care mașinile noi care vor fi vândute în Uniunea Europeană vor fi obligate să le aibă. Normele au fost impuse de Comisia Europeană, care vrea astfel să reducă numărul de accidente rutiere. Pe 10 februarie va avea loc cea de-a 92-a ceremonie de acordare a premiilor Academiei Americane de Film la Hollywood. Marele favorit pentru premiile Oscar este filmul Joker în regia lui Todd Phillips, care a fost nominalizat la 11 categorii, printre care și cel mai bun film, regie și actor în rol principal. Mese în loc de ghișee, așa ar putea arăta în curând sediile caselor de pensii. Ministrul Muncii crede că astfel va fi mult mai confortabil pentru oameni să discute cu angajații. Pensionarii sunt însă de altă părere și spun că ghișeele sunt ultima lor problemă, scrie Observator. Ministrul Mediului Costel Alexe susține că programul Rabla va fi reluat în luna martie, urmând să fie emise 60.000 de vouchere, în timp ce pentru programul Rabla Plus, care vizează mașinile electrice, vor fi acordate în continuare vouchere de 10.000 de euro, anunță Mediafax. Deprecierea din ultima vreme a leului ar putea continua pe parcursul acestui an, astfel că scenariul în care cursul să ajungă sau chiar să depășească pragul de 5 lei 1 euro este posibil. De asemenea, aurul s-a scumpit săptămâna trecută atât de mult încât a ajuns la cel mai mare nivel al ultimilor 6 ani. Fumul de la incendiile masive de vegetație din Australia va înconjura în curând planeta și va ajunge din nou deasupra Australiei, anunță NASA. Incendiile fac de câteva luni ravagii pe coasta de est a Australiei, împingând fumul de-a lungul Oceanului Pacific. Într-o zi de 14 ianuarie a avut loc brevetarea telefonului. La această dată, Alexander Graham Bell și Elisha Gray au depus o cerere de brevet la Biroul pentru Brevete din New York, primul la ora locală 12, iar al doilea la ora 14. Pe această diferență s-au bazat cei care i-au adjudecat lui Bell invenția în procesul ce i-a opus multă vreme pe cei doi inventatori. Tot într-o zi de 14 ianuarie a apărut primul număr al revistei Dilema, publicație editată de Fundația Culturală Română, avându-l ca editor fondator pe Andrei Pleșu, iar în 2006 o explozie cauzată de acumularea de gaze a ucis 7 oameni la mina din Anina. Într-o zi de 14 ianuarie s-au născut Dimitrie Bolintineanu, poet român, Pierre Loti, scriitor francez, Maria Amargioalei, cântăreață și dansatoare româncă cunoscută în lumea întreagă sub numele de Narghita, Călin Popescu Tăricianu, politician român, și Victor Socaciu, solist vocal folk-pop, instrumentist român. Tot într-o zi de 14 ianuarie au murit Friedrich von Hammerling, pictor austriac, Ioan Cantacuzino, medic și bacteriolog român, Kurt Gödel, matematician, logician și filozof austriac, Barbu Brezianu, istoric și critic de artă, poet, traducător român, sau Mircea Ciumara, fost ministru de finanțe. Iată ce spun astrele pentru ziua de miercuri, 15 ianuarie. Berbec. Este o zi bună pentru studiu, mai ales în domenii creative, precum și pentru călătorii și comunicare. S-ar putea să traversați o perioadă dificilă pe plan financiar, dar perseverența și optimismul vă ajută să o depășiți mai ușor. Taur. S-ar putea ca înclinațiile artistice și dorința de a studia mai mult să vă aducă mari satisfacții, însă riscați să-i neglijați pe cei dragi. În plan profesional se întrevăd realizări importante, probabil datorită muncii susținute din ultima perioadă. Chiar dacă sunteți tentați să continuați la fel de intens, vă sfătuim să vă faceți mai mult timp pentru odihnă. Gemeni. Este o zi bună din toate punctele de vedere pentru gemeni și probabil că vă simțiți în stare să depășiți orice dificultate. Profitați din plin de toate ocaziile favorabile care vi se oferă azi, dar fără să exagerați. Rac. În prima parte a zilei aveți posibilitatea să vă afirmați pe plan artistic și intelectual.
Profitați de acest context favorabil pentru a vă face remarcat în societate. Este posibil să faceți cunoștință cu o persoană mai în vârstă care v-ar putea fi de ajutor în viitor, mai ales pe plan creativ. Leu, în prima parte a zilei s-ar putea să fiți dezamăgit din cauza că trebuie să renunțați la o călătorie în interes personal pe care ați așteptat-o cu nerăbdare. În plan sentimental, ziua de astăzi este favorabilă gesturilor și inițiativelor originale și inventive. Fecioară, astăzi vă bucurați de o creativitate sporită, iar ideile dumneavoastră originale sunt bine primite de anturaj. Luați în considerare și sugestiile celorlalți. Nu este o zi bună pentru a lua hotărâri importante în privința banilor. Balanță. În cursul dimineții este posibil să primiți un cadou care vă face o plăcere deosebită. Aveți o capacitate de comunicare excelentă și vă descurcați foarte bine în societate. Dacă un grup de prieteni vă invită la o întrunire sau un spectacol, astrele vă sugerează să nu-i refuzați. Scorpion. Puteți să vă asumați noi responsabilități sau să începeți un proiect nou. Acordați prioritate activităților artistice. Seriozitatea și farmecul personal vă va ajuta să străluciți în societate. Săgetător. Deși pare că sunteți foarte preocupat de probleme personale, acordați mai multă atenție relațiilor sentimentale. Ar fi bine să amânați schimbările planificate pentru astăzi și să vă deconectați. O ieșire în mijlocul naturii v-ar ajuta să vă desprindeți de grijile cotidiene. Capricorn. Sunt șanse mari să se petreacă schimbări favorabile în mai multe domenii care vă vor oferi mari satisfacții. În a doua parte a zilei este posibil să luați o decizie înțeleaptă în ceea ce privește relațiile sentimentale. Vărsător, deși se pare că aveți o agendă plină cu probleme de rezolvat, nu vă menajați sănătatea. Încercați să vă odihniți mai mult. În cămin veți avea ocazia să faceți anumite schimbări pe care le pregătiți de ceva timp și care vor contribui la sporirea confortului și armoniei în familie. Pești, la primele ore ale zilei s-ar putea să nu vă simțiți în cea mai bună formă intelectuală și să constatați că nu prea reușiți să vă concentrați. La locul de muncă și în afaceri nu vă ambiționați să rezolvați totul de unul singur. Este momentul să apelați la sprijinul colegilor. Horoscopul zilei a fost oferit de eastrolog.ro. Vremea se va menține caldă și miercuri, meteorologii de la ANM estimând valori termice peste mediile multianuale caracteristice în prima jumătate a lunii ianuarie în majoritatea zonelor. Astfel, temperaturile maxime se vor încadra între 2 și 10 grade, mai scăzute în zonele cu ceață persistentă, iar cele minime vor fi cuprinse în general între minus 9 și 0 grade. În județul Iași, ziua de miercuri aduce soare pe cer și timp frumos. Temperaturile vor varia între minus 3 și 5 grade pe parcursul zilei. De joi se va răci ușor, iar norii își vor face apariția. Valorile vor varia între minus 3 și cel mult 3 grade.